veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu voia Domnului, iată, ne-a ajuns la cea de-a 10-a și ultima lecție din tematica din Egipt spre Canaan. Dacă am privit la evrei și în paralel la derularea etapelor din viața noastră de creștini, de la acea robie egipteană, sau pentru oameni de la acea robie a păcatului, văzând eliberarea miraculoasă care aparține în mod total lui Dumnezeu, El fiind Cel care a programat-o și Cel care a înfăptuit-o, văzând formele prin care Dumnezeu i-a trecut prin apă, după cum scrie Scriptura și despre potop, că a fost vis-a-vis de lumea de atunci nimicită prin apă și scoși apoi tot cu ajutorul apei prin corabie unii, am urmărit ispitele care le-au avut prin pustie, legea care le-a dat-o Domnul, sistemul vechi testamental și respectiv cel al noului legământ. Ne-am oprit la momentele de intrare în Canaan și acum o săptămână am privit la luptele care pentru ei au fost fizice, au avut și o natură spirituală, pentru noi rămân efectiv numai de ordin spiritual. Vom privi la moștenirea Țării Sfinte. Orice om are nevoie aceasta și simte dorința de a avea odihnă, un loc. Și noi românii, parcă mai mult ca alții, fiecare simțim noi voi aveți să avem cuibul nostru de casă. Locul care să fie al nostru și în care să nu fim deranjați, să-l avem pentru o vreme cât mai îndelungat. În cartea Rut există o imagine oarecare asupra dorinții fiecărui om de a-și găsi odihnă. Când și scrie în Rut 1 cu 9, cu expresia Naomei către nurorile ei rămase văduve, fără adăpost, să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat, adică să ai și loc de repaus și de protecție și asigurată pâinea și dacă s-ar putea, spuneam, pentru cât mai multe zile. Spune Biblia în Deuteronom 11, avea o făgăduință deosebită Dumnezeu pentru popor, că poate te simți bine și la altcineva, dar 2-3 zile și apoi îți vine și te duci acasă. Poate în mod special tinerii, copiii se simt bine, se fac o excursie sau să se joace undeva. Dar la un moment dat tot vor să se ducă acasă. Oricât ar fi cineva de harnic sau de voiajor, la un moment dat tot ar vrea și să se odihnească undeva. Și scrie aici în 11 cu 21, și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri, în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. Adică se viza chiar veșnicia. Pe de altă parte, după alergarea, după drumul pustiei și după luptele care le-au avut, odihna era și o răsplată de drept care urma să vină. Și după o alergare de o viață, scrie Biblia la mai mulți oameni, că au murit sătul de zile, obosiți de frământările din lumea aceasta, și eu vă citesc doar de la Apostolul Pavel, care spune în 2 Corinteni, capitolul 4, ajuns spre bătrânețe în închisoare la Roma, zicea el, 4 cu 6, căci eu sunt gata ca să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, final de război. Mi-am isprăvit alergarea, sfârșit de maraton. Am păzit credința. De acum mă așteaptă coroana neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și în Roman, capitolul 8, zice Pavel, referitor la toate problemele care le-am întâmpinat, sunt prezentate ele în Corinteni, în a doua Corinteni, dar noi citim din Roman 8 acum, cum a avut mai multe naufrage, cum a avut drumul pe jos, cum a avut frământări, bătăi, loviri cu pietre, uneori a fost flământ. Și a umblat în tot Imperiul Roman cât l-au ținut puterile,
pentru lucrarea lui Dumnezeu și scrie în 8:18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum, din alergarea noastră pământească, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Deci vreau să privim la moștenirea Țării Sfinte, pe de o parte ca la o dorință a oricărui om pusă în el și pe de altă parte la faptul că Dumnezeu, care nu uită ostenelile noastre, într-o zi va face socotelele și ne va plăti mai mult decât am lucrat noi, mult mai mult decât s-ar fi meritat pentru activitatea noastră. Evreii și oamenii în general, acesta va fi primul punct, evreii au fost migratori pe pământ și oamenii în general sunt. Și vreau să privim la imaginea omului călător. Nu știu exact, o mică confesiune, dacă acum 17 ani când am predicat eu prima dată, dacă într-un fel m-a marcat ideea asta de călător pe pământ, dar nu uit, țin minte cât trăiesc, că prima dată am predicat din Evrei 11:13 și ideea asta era călător pe pământ. Pe semne că și atunci ideea asta mă marca. Amintiți-vă de la început, în cartea Genesei, în capitolul 3, vă rog să deschideți, omul a fost pus în grădina Edenului, era la el acasă, odihnă, toate bune. Nu lipsea nimic, nimeni nu-l clintea din loc. Și după ce a păcătuit, scrie în 3:23-24, de aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. L-a izgonit. Nu știu dacă vreodată în viață s-a avut parte de ocazia asta. Așa să fiți fugăriți ca Ion Creangă. L-a izgonit, l-a dat afară, efectiv. Spune peste următor, astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinei Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o savie învăpăiată ca să păzească drumul cărnicii la pomul vieții. Nu știu exact. Oare fi încercat Adam să revină, Eva, să-și ceară scuze, să implore clemență din partea lui Dumnezeu, să fie reacceptat în grădină? A fost efectiv fugărit. Și spune pe pagina din dreapta despre fiul lui, despre Cain, deci odată ce oamenii au început să păcătuiască mai mult, 4:13, Cain a zis Domnului, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. Care pedeapsă? Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului și eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ. Versul 16. Apoi, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Not, la răsărit de Eden. Și omul de atunci este pribeac, izgonit spre răsărit, unde de altfel au reînceput viața și cei de după potop. Întoarcem la Geneza 12 și vom privi la patriarhi, că și ei au fost tot călători. Chiar dacă aici mai întâi Adam și Cain au fost fugăriți, că ceilalți au fost chemați să vină, dar deodată tot priveci, 12:1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa de neamului tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Deci chiar dacă ar vrea oamenii aici să-și găsească un loc de odihnă, și cum zice în Psalmul 49, că unii cred că veșnicele vor fi locuințele, te duci într-o zi. Și chiar noi creștini suntem chemați să trăim sub ideea aceasta că plecăm de aici. Și scrie apoi pe pagina din dreapta, versetul 17, capitolul 13, scoală-te! Chiar dacă ți-ai pus cortul aici, scoală-te, Avram! Străbate țara în lung și în lat, că știi ce o voi da. Dar deodată n-ai dreptul decât să te plimbi prin ea. Și întorcându-ne în Noul Testament la Evrei 11, vom citi din nou această imagine a călătoriilor sfinte, a patriarhilor Avram, Isaac și Iacov și alaiurile lor, Evrei 11, de la versetul 9. Prin credință au venit ei și s-au așezat în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca un simbol al vremelniciei, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori al aceleiași făgăduințe. Și versetul 13, în credință au murit tot aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au rat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Deci, oamenii toți sunt călători. Zice David în Psalmul 39, un pribeac ca toți părinții mei.
Numai că oamenii toți aleargă fiecare în călătoria și în izgonirea lui, iar noi totuși călătorim, dar călătorim spre o țintă. Și este o mare diferență. Să rătăcești sau să ai un obiectiv al călătoriei tale. Și evreii, după ce au fost chinuiți în Egipt, acolo erau ținuți, în Gosen. Dar au fost trudiți până la maxim, spune Biblia, că fără milă. De acolo au fost purtați prin pustie. Și știți că nu de puține ori s-au răzvrătit și n-au mai suportat greul pustiei. Gândiți-vă și cred că v-ați imaginat în măsura în care putem 40 de ani, ani în șir, aceleiași condiții. Că noi poate ne ducem numai cu un autocar sau cu o mașină, ne ducem 2-3 zile și nu te mai dai jos din mașină și pe când ajungi acolo îți vine să dor dacă nu-i frig și sub un tufiș. Numai parcă să te odihnești, să-ți găsești un loc să nu te mai bâție încoace și încolo. Ei și noi în general, repet, ne dorim odihnă. Și despre odihnă vreau să citim acum în Deuteronom 8. Ce însemna odihna pentru ei sau cum priveau ei la odihna care va să vină, cum era făgăduită? Odihna era socotită pentru ei, moștenirea pe când s-o primească, ca un loc al binecuvântării și al desfătărilor, al bunăstării totale. Deuteronom 8, de la versetul 7. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu păraie de ape, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți. Știți că în pustie apa e problema numărul 1. Și când le-a spus Dumnezeu că e țara bună, le-a spus, în primul rând să știți că sunt păraie câte vreți. Nu mai se pune problema apei. A doua problemă. Ei fiecare zi așteptau mana. Țară cu grâu, cu ors, cu vii, cu smochin și cu rodii, că vroiau ei să se diverseze puțin, să fie mai diversă alimentația. Țară cu măslin și cu miere, și sărat, și dulce, de toate. Țară unde vei mânca pâine din belșug, nu mai e la rație. Unde nu vei duce lipsă de nimic. Și mă gândesc că își gândeau evreii și copiii care se născuseră în pustie, cărora numai le povesteau părinții că mâncau praș, usturoi și pești din Egipt. Ei n-au mâncat decât o dată în viață prepelite și atunci a fost cu ocazia multor înmormântări. Și își imaginau cum o să fie acolo, în Țara Sfântă, să curgă lapte și miere. Ei n-aveau nici albume ca și noi să vadă cum o fie el, acele. Nici măcar să cumpere așa puțin, cât să guști, măcar în sezon. Ei n-aveau sezoane. Țară în a cărei pietre sunt de fier și din a cărei munți vei scoate aramă. Ținând cont că deja o anumită primă revoluție a avusese loc, carul cu roate și așa mai departe, să înțeleagă că vor putea face și ei față dezvoltării celorlalte popoare, să țină pasul cu mersul vremii. Dar mai mult decât atât, mai mult decât o imagine a unei împliniri materiale, odihna pentru ei și mai mult pentru noi în plan spiritual, este reprezentată foarte bine încă de la începutul scripturilor și a creațiilor, prin odihna sabatului. În Geneza 2 este prezentat spre finalitatea lucrării marele arhitect și realizator al lucrării sale însuși, Dumnezeu. Astfel au fost sfârșite cerurile. Și știți dumneavoastră când ne face fratele Sidor câte o prezentare așa printre constelații, cât de imense sunt. Și pământul, în totalitatea valorilor sale, care parte din ele s-au pierdut, și toată oștirea lor. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse, și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Uneori, între zile de muncă, este câte o noapte de odihnă. Și unii vor gusta odihna morții. Și este și aceasta odihnă. Spune în Apocalipsa 14:13, fericii de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni. Dar viza Dumnezeu, pe lângă bunăstarea aceasta materială, în moștenire, în odihnă, pe lângă repausul morții, odihna aceasta a sabatului pe care evreii n-au înțeles-o în întregime.
ce umbră a babunurilor viitoare avea. Și vreau să deschideți acum în Evrei, capitolul 4, acolo unde se face referire la intrarea în Canaan și la realizarea acestei odihne spirituale pe care ei n-au atins-o. Evrei 4, de la versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă, celor din Noul Testament, ni s-a adus o veste bună ca și lor, ca și evreilor, imaginilor despre care noi vorbim. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fusese răsprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Dacă s-a odihnit, atunci de ce mai zicea Domnul Iisus că Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez? În sabat, evreii n-au avea voie să facă nimic? Aveau voie, era întreruptă munca, dar aveau voie să desfășoare activități spirituale. La fel este anticipată și împărăția lui Dumnezeu. Se termină munca aceasta, care se lasă cu oboseală. Se termină eforturile acestea fizice, dar activitatea nu încetează. Și vom trece în exclusivitate la activități sfinte. Și continuă textul, de la versetul 6. Deci, fiindcă rămâne ca să intre în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a mai spus: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu despre aceea, după aceea despre o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihnă lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihnă aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Și vom vedea noi din ceea ce voi aminti mai departe, că și intrarea în odihna Canaanului a fost în două faze. Și la fel este și intrarea în această stare de odihnă și de moștenire a Țării Sfinte. Mai întâi, intrăm în odihnă că nu mai suntem robi ai păcatului și a diavolului. Că și robul trebuia în sabat să fie lăsat să nu muncească. Dar o trudă tot mai există. Și într-o a doua fază vom intra când vom păși cu adevărat în Canaanul Ceresc, în noua împărăție a lui Dumnezeu. Deci, reiau ideea aceasta a odihnei, a simbolului moștenirii. Deci este, pe de-o parte, acea împlinire, când ai tot ce trebuie, dar este, pe de altă parte, exprimarea odihnei când se termină ostenelile, când se termină ispitele, când se termină luptele, când pe deplin vom fi degrevați de orice sarcini pământești și vom intra să rămânem doar în slujire înaintea lui Dumnezeu pentru toată veșnicia și Domnul să ne aducă pentru noi în harul acela. Amin. Vreau să privim acum la cea de-a doua parte, la moșteniri și moștenitori. În cartea Numeri, capitolul 34, erau prezentate hotarele Canaanului și, în mod foarte simbolic, hotarul maxim al Canaanului de la vest spre est, 34:5, vă prezint doar o linie de demarcație, de la Atzmon se va întoarce până la pârâul Egiptului și va ieși la mare. Deci, hotarul de apus era pârâul Egiptului și Marea Mediterană. Hotarul de răsărit, întoarceți doar câteva foi, Deuteronom 1:7, partea finalului versetului, până la râul cel mare Eufrat. Adică, țara Canaan se întinde de la Egipt până în Babilon și va cuprinde pe toți care au ieșit din lume, simbol al Egiptului, și care
nu sunt afectați de Babilon, de religia apostată. Deci orice om care s-a pocăit și nu este prins în religia falsă și rămâne într-o credință curată. Acestea sunt dimensiunile Canaanului. Spuneam despre etapele moștenirii. O primă etapă a fost cea prin Moise și Iosua, așa cum vorbeam data trecută, că doar parte din cananiți au fost omorâți și ei au moștenit doar o parte din țară, iar faza a doua a urmat să se deruleze mai târziu și a fost realizată prin David și Solomon. Și vă citesc despre asta în Iosua 23, unde omul lui Dumnezeu recunoaște că prin el s-a realizat doar prima fază, cu versetele 4 și 5. Vedeți, v-am dat de moștenire prin sorț după semințiile voastre neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan și toate neamurile pe care le-am nimicit, până la marea cea mare spre apusul soarelui. Domnul Dumnezeul vostru le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră și voi le veți stăpâni țara, cum a spus Domnul Dumnezeul vostru. Deci o parte le-a dat-o ca moștenire, dar încă au rămas cananiți printre ei și chiar unele locuri unde nu pătrunseseră încă, cum era țara filistenilor și alte locuri mai spre nord-est, spre Siria. Cea de-a doua fază s-a finalizat, cum aminteam și doar vă readuc aminte, dacă în perioada judecătorilor nu s-au prea cucerit noi teritorii, Saul a încercat, dar fără izbândă, însă prin David Dumnezeu a cucerit și teritoriile rămase pentru cananiți și spre final, când le-a predat lui Solomon, citim în 1 Împărați 4, Israelul deja se întinsese și ajunsese într-o bunăstare și prosperitate deosebită. Ajunsese la culmea puterii sale, militare, economice, chiar spirituale ar fi trebuit să fie, dat fiind construcția templului și organizarea cu mii și zeci de mii de leviți a slujbelor sfinte. Și spune în 1 Împărați 4 de la versetul 20, Iuda și Israel au un număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării, parcă o imagine apocaliptică, așa cum îi vede Ioan, o mulțime nenumărată. Ei mâncau, beiau și se veseleau. 24. Stăpânea peste toată țara de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații de dincoace de râu și avea pace pretutindeni, de jur împrejur. Iuda și Israel de la Dan până la Berșeva au locuit în liniște fiecare sub via și sub smochinul lui în tot timpul lui Solomon. Cât își doriseră evreii asta. Gândiți-vă câți pereau în războaie, câte văduve. Când veneau madianiții și le luau tot ce strânseseră. Și aici au ajuns să aibă liniște. A fost doar o imagine pală a ceea ce va fi când vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare și-a primit repartiția pe baza sorțului dat. De fapt, decizia sorțului era decizia lui Dumnezeu. Că spune eu în cartea Proverbului că se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Și întorcând la Iosua 14, așa este și scris, versetul 2, împărțirea s-a făcut prin sorți, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele 9 seminții și jumătate de la apusul Iordan. Mă întreb, oare care va fi sorțul nostru? Și vreau să amintesc alte versete din Biblie, să știți că fiecare avem o repartiție în Țara Sfântă. Biblia spune că ceasul de foc a fost pregătit diavolului. Pentru noi ar fi repartiție în ceruri. Când Daniel a fost spre finalul vieții, știți ce i-a spus Dumnezeu în ultimul verset al cărții sale? Du-te și te odihnește, aceea odihnă despre care spuneam înaintea învierii. Te vei scula iarăși odată la partea ta de moștenire. David și Daniel, la rândul, a fost din această seminție a lui Iuda. Și era deja însemnată la Dumnezeu moștenirea lui. Că dacă au fost în Canaan niște granițe trasate pentru fiecare trib, întoarceți rămânând aici în profeți, la Ezechiel 48, mai există o împărțire pentru ei și au și neamurile partea lor, scrie 48
doar imaginea să o vedem de aici, de la versetul 22. Astfel moșia leviților și moșia cetăților vor fi în locul părții cuvenite domnitorului și sunt repartizate. Și priviți în versetele următoare, la apus, la răsărit, partea lui Beniamin, Simeon, Isahar. Și în final scrie versul 35 și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. Și ca să nu înțelegem cumva că asta ar privi doar vreo împărăție pământească, fie ea și realizată în mii de ani, în cartea Apocalipsei, aceleași nume, după porți care le găsim aici, le regăsim acolo, la cetatea aceea de pe nou pământ. Deci sunt vizate stările veșnice, nu doar cele intermediare vremelnice. Apoi mai descrieți în Matei 19, spunea Domnul vorbind cu ucenicii, când ei ziceau, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Am mers în fruntea plutoanelor care au mărșăluit lumea aceasta cu numele Tău, înfruntând puterea diavolului. 19:28, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaun de domnie al măririi sale, pe locul acela sortit pentru Domnul Iisus, decis în divinitate, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Au locurile lor alese. Priviți pe pagina de dreapta, 20:23. Au venit Ioan, Iacov cu mama lor și a pledat ea mai întâi pentru ei, cu o inimă de mamă. Și a zis Domnul Iisus, te rog, unul să stea la dreapta și unul să stea la stânga. Și a fost întrebat dacă pot să suporte tratamentul de care avea să aibă parte Domnul. Ei au spus că se poate, Domnul zice că într-un fel da. Și acum versetul 23. Este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul care am să fiu botezat eu, dar aș ședea la dreapta și la stânga mea, nu atârnă de mine, s-o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Fiecare o să aibă marcată moștenirea lui, te așteaptă. Vreau să întoarcem la Evrei 11 și să privim la moștenitori. Moștenitori prin credință. Amintiți-vă de acele iscoade când s-au dus în Țara Sfântă și au văzut locurile. Și de acolo am putea admite că poate cineva să aibă o răpire în ceruri, să vadă locurile. Dar dacă nu-i credincios, rămâne cu locul din Canaan văzut, dar nu-i pentru el. Poate s-au gândit, cum s-a gândit Caleb, vreau să-mi dai Hebronul. Și altul poate s-a gândit, eu am spionat altă regiune, te rog să-mi dai altă regiune. N-au avut credință și nici parte de ele. Și scrie în Evrei 11, versetul 10. Căci el e vorba de Avram, primul din acei care m-au amintit că au fost purtați ca și călători, căci el aștepta cetatea care are temelii tari și al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Cum o fi construit-o? Și cântăm noi niște cântări inspirate din Scriptură despre cetatea aceea nouă pe care o așteptăm și tot de aici citesc de la versetul 13 din nou. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Oameni care poate au predicat o viață întreagă despre cetatea eternă și au chemat oamenii să meargă la ea. Și în final au ajuns să-și încheie viața aici, să fie duși într-un sicriu la cimitir. Dar ei au murit cu sentimentul acesta al credinței și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Mărturisind că sunt străini și călători pe pământ, cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit. Aici este dovada credinței supreme. Credința este încredere neclintită. Vorbeam dimineața la timpul de rugăciune despre faptul că atât de ușor ne înclinăm și ne îndoim în credință. Că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, să se întoarcă în Ur, în Haldeea. Dar dorea o patrie mai bună. Acea patrie la superlativ descrisă, absolutul. De aceea Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeu lor, că și le-a pregătit o cetate. Ce siguranță avea Avram asupra cetății viitoare. Dacă ne-am uitat numai în cartea Genesei, am putea să ne formăm ideea
că doar Canaanul pământesc îl viza Avram. Nu, și cei din Vechiul Testament au avut făgăduințe eterne. Avram n-a visat și n-a vizat doar o țară pentru evrei acolo, cum și astăzi se bat și râvnesc la ea. Avram a crezut într-o țară de sus, dar noi astăzi cu cât mai mult n-ar trebui să credem. Și întorc două foi, Evrei 13, cu versetul 13. Să ieșim dar afară din tabără de să suferim o cară lui. Adică să ieșim din Egipt, suntem pe drumul prin pustie, că și noi n-avem aici o cetate stătătoare. Și uneori oamenii totuși sunt atât de atrași de anumite locuri pământești și doar de bunăstare vremelnică. Nu că este greșit, spune Pavel, dacă ești rob și dacă poți te deslești să ai o viață mai liberă. Nu, asta e greșit. Dar e greșit, spunea Domnul Iisus, când preocuparea ta numărul unu nu mai este împărăția. Atunci ți-ai greșit sensul. Când nu mai cauți mai întâi împărăția, cetatea aceea. Nu avem aici o cetate setătoare, ci suntem în căutarea cele viitoare. Cum arată om care este în căutare? Și vreau acum să privim la trei, chiar patru, din cei care au dorit să moștenească Țara Sfântă. Iosua 19, unul dintre ei a fost chiar el, Iosua 19 cu 49 și 50. Aici este ceva frumos. După ce au isprăvit de împărțit țara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. Știți, printre românii este aceea vorbă că cine împarte, parte își face. Iosua a rămas partea la urmă. Nu a umblat să-și o fac. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el. Dacă s-ar putea împleti, exact cetatea care o cer tu, să fie și Domnul de acord să ți-o dea. Să nu fii ca fiul lui Zebedei, dă-mi asta. Da, dacă tata a repartizat altceva. Aici a fost o coincidență. Ceea ce cerut el a fost și Domnul de părere să-i dea. Și i-au dat Timnat-Serah în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuința acolo. Hai, imaginați-vă în seara asta strada pe care o să stați în cer. Iosua și Caleb au primit exact ce au vrut. Le-a fost dat. Despre Caleb citim în Iosua 14, versetul 13. Iosua a binecuvântat pe Caleb și știți, în Evanghelie sunt acele pilde când se ne va spune: veniți, binecuvântați tatălui și moșteniți, ia-ți luați cetățile în primire. I-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel Calebul Iefune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Și de aici se poate extrage ceva. Caleb a fost unul din fruntași. Și în Hebron înainte locuiseră uriași. Și este foarte posibil ca acei credincioși prin care Domnul a desfășurat o activitate mai bogată, cum au fost apostolii, să primească chiar anumite posturi pe care au fost anumite duhuri, posturi mai înalte. Iar noi ceilalți, mai de rând, poate să primim niște posturi echivalente unor îngeri obișnuiți. Și ar fi logic și normal și asta rezultă din mai multe pasaje din Scriptură. Un altul care a intrat în Țara Sfântă a fost Eleazar. Spune în Iosua 24, versetul 33, Eleazar, fiul lui Aron, a murit și a fost îngropat la Gibeat Fineas, care fusese dat fiului său Fineas în muntele lui Efraim. A avut și el repartiția lui. O au profeții, o au preoții, conducătorii, sau toți ceilalți o au. Nu este niciunul care să nu aibă. Știți doar cine n-a avut parte? Cel care și-a îngropat talentul. N-a avut un loc pentru el care să-i dea. Și tot de aici, mai deschideți în Rut din nou, chiar de la început amuzat și de cazul lor. Rut nu avea moștenire în Țara Sfântă, pentru că era din Moab, se trăgea din Lot, nu din Avram. Dar ea a auzit despre Țara Sfântă. După cum și noi neamurile avem un drept să fim incluși. Și zice în 1 cu 16-17, partea finală, dorea Rut. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde voi muri tu, voi muri și eu, voi fi îngropat acolo, facă-mi Domnul ce-o vrea.
dar nimic nu va despărți de tine decât moartea. Și este profețit că străinii care se vor lipi de Israel, și zice Pavel în Efeseni, și vă spun o taină, neamurile sunt împreună cu noi moștenitoare, și întorcând pagina, o binecuvântează Boaz, versul 12. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Vroia și ea odihna. Și Dumnezeu i-a dat-o atunci într-un mod pământesc și pentru veșnicie într-un mod spiritual. Și vom încheia, deschideți la Iosua 21, cu două gânduri. Moștenirea pentru evrei a devenit o realitate. Pentru evrei rămași până la urmă. 21:43. Astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care o jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașilor nu putuse să le stea împotrivă. Și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită, toate s-au împlinit. Oare câte sunt în Scriptură, ne întrebăm noi, fără oare, cum vorbim așa, ca o ipoteză? Se vor împlini toate? Câte mesaje a avut fiecare de noi cu răsplătirea, cu odihna, cu harurile cerești? Da. Într-o zi toate vor deveni realitate. Poate copiii când se înscriu la școală sau cineva când se apucă să-și redească o casă și imaginează, se uite poate pe proiect. Așa o să fie, uite aici e camera cu tare, aici e cu tare, aici o să se spună copiii, aici e camera mea, aici o să-mi așez lucrurile așa. Și poate o să spună tata, pământește vorbind, ei, cât este până o terminăm noi? Sau dacă se înscrie la școală? Toate se termină. Și într-o zi, moștenirea va deveni realitate. Și în urmă ne vom uita și spune Biblia în Isaia 65, că nimeni nu vor mai veni în minte lucrurile vechi. Și acum atâta ne căinăm și ne plângem și ne văităm că este greu pe drum și că sunt probleme, doar cum o să fie. Dar când o să ajungem la capăt și o să fie realitatea, și o să ne uităm în urmă. 70 de ani de chin, 80, dar nu-i mai 900. Și moștenirea e o veșnicie. Și spune Biblia în mod profetic în Isaia 25, când se vor împlini lucrurile acelea. Și când suferințele vechi vor fi uitate, Doamne, 25:1, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța, lau numele Tău că Ți-ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai înainte s-au împlinit cu credincioșie. La versetul 6, Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acestea un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acestea înlătură măhrama care acoperă toate popoarele și împlinitoarea care înfășoară de neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul o cară poporului său. Da, Domnul a vorbit. O, de ne-ar vorbi și în seara aceasta. Și noi să-L înțelegem. În ziua aceea vei zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Amin. Credem în realitatea aceasta? Da, crezi, te bucuri? O vezi? Așa scrie despre Avram, a văzut-o. Când a văzut-o? Prin credință. Să fii încredințat că ea este și te așteaptă și locul tău e acolo. Ai numărul de casă, acte în regulă, buletinul ți-e acolo, scrie în cerul, că e numele prevăzut acolo, poate și numărul. Dacă ar fi să folosim niște comparații cu vremea noastră, numărul acolo la casă, la poartă, trecut, te așteaptă tot, e al tău. E o realitate incontestabilă. A spus Domnul Iisus, mă duc să vă pregătesc locurile, toate, gata. Nu le-a spus Dumnezeu la evrei așa? Țara e zidită, curge lapte și miere, masa asta e pregătită. Nu mai să ajungeți acolo. Și totuși, ce greu a fost până în Canaan, pentru că acesta e al doilea gând de încheiere. Moștenirea e la sfârșitul mântuirii. Dacă ar fi la început, ce ieftin am băgat pe oamenii botezați, am îmbarcare pe de să nu mai păcătuiască și drept în cer cu ei. De la sfârșitul mântuirii, la sfârșitul alergării,
și citesc din 1 Petru capitolul 1, de la versetul 3, 1 Petru 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. O, dacă am putea înțelege asta. Când ți-e mai rău, atunci să te bucuri, nu gândindu-te la răul care ți este, că n-ai cum să te bucuri de un rău, de o nerocire și de un necaz, dar să te bucuri la ce te așteaptă. Că atunci se vede diferența mai puternic. Când ești, o duci bine, te gândești, ori o fi mai bine de așa în rai, că așa mi de bine. Tu stai în cumpănă, știi? Dar când o duci rău, atunci se vede diferența de valoare mult mai puternic. Și te gândești și te mângâi. Eu mi-amintesc uneori, în anumite momente, mai cu seamă în copilărie, când poate era mai firav și trebuia să muncesc, mă gândeam cum o să fie pe când ajung acasă, pe când intru la căldură, când o să-mi dea mama să mănânc, când o să mă odihnesc, sau dacă a doua zi era o zi fără muncă. Și atunci mă linișteam, visând cum o să fie. Ei, așa ar trebui să visăm și noi, prin credință. E nestricăcioasă, e păstrată pentru noi, că mai este puțin, că mult. Vorba românului, ziua pusă e ca și dusă. Dacă am început viața, trebuie să termine, nu? Se duce. În fiecare zi câte una. Și ne îndreptăm spre acea moștenire. Versul 7. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul și care piere și că totuși este cercat în foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi iubiți fără să-L vedeți, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Doamne, ajută-ne! Și, recapitulând, voi mai citi apoi doar din Apocalipsa 21, că mai departe nu scrie. Atât. Dacă vă putem lămuri cu ce scrie până la Apocalipsa 22, vă ducem până acolo. Omul, de când a fost izgonit din rai, are de o imaginea celui care nu-și găsește locul, că nu ne-ai locul. Aici trăiești puțin și te bagă, zice, că la locul de veci. Te bagă la sicriu. Dar cum, acolo e locul de veci? Te simți bine? Nici unui sfânt nu-i convine ideea morții, nici lui Iisus Hristos nu i-a convenit. Că nu acesta e locul de odihnă pe care și-l dorește omul. Dar suntem priveci. Omul își dorește și este pus sentimentul acesta, gândul acesta al veșniciei în el, să ajungă să aibă de toate. Ba încă ne va duce Dumnezeu mai mult decât la a avea de toate. Să scăpăm de efort și de trud și să intrăm într-un sabat veșnic, dacă mai întâi înăuntru nostru a intrat odihna aceasta lui Hristos și Duhul Dumnezeu se odihnește peste noi. Ce nu le-a dat Iosua și ce nu le-a dat nici Solomon, măcar că stăteau sub vie și sub smochin și aveau pace de jur împrejur, ce nu le-a dat nimeni, ne va da Dumnezeu la toți în ceruri. Că spune bine în Evrei 11 că n-au ajuns alții la fericire înainte de noi. Dar pentru acele locuri păstrate și sa noastre, au fost mame care au primit din partea Domnului viziuni cum le așteptau cununile, sau oameni care s-au luptat și, cum spunea Domnul, chiar pildă cu bogatul și Lazar, a fost dus în sân. Știu eu pe unde ne pune pe noi, pe care braț? El l-a pus în sânul lui Avram. Ai locul tău rezervat. Ți-e tras la sorți. De-ar fi ca la Iosua să ne și, să și concepem locul care ne așteaptă. Asta înseamnă să fii foarte realist în spiritul tău, ca să fie coincidența aceasta. Dar toate astea se moștenesc prin credință la finalul luptelor și la finalul alergării. Să nu-ți pierzi premiul, zice Pavel în Filipeni 3, un singur lucru fac. Nu discut cu cei în urmă. Nu le iau în calcul, că dacă le iei în calcul, stai să faci socotel. Deci eu am suferit,
Mai mult altul nu a suferit, eu am făcut. Nu, pierzi vremea. Părăția se ia cu năvală. Nu stăm la povești, care cât o trudit în Egipt, care câți ani are. Mergem înainte, fac un singur lucru, zice el. Să apuc premiu chemării cerești, Doamne ajută-ne. Și scrie în Apocalips 21, de la versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Și marea nu mai era. Și am văzut coborâse din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Vedeți, în vremea noastră sunt fel și fel de companii imobiliare care se prezintă fie într-un catalog, fie direct, fizic, cum arată o casă pusă la cheie. Casele noastre sunt pregătite ca o mireasă. Nimic nu lipsește. Așa e de compact și de realizat, de săvârșită cerul care ne așteaptă. Și am auzit un glas tare care zicea, care ieșea din scaun de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu, oamenii. El va locui cu ei. Adică de acolo de unde ne-a scos de la bunicul Avram, Adam, ne duce înapoi, numai că o face mai mare, să încapem toți. Ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El le va șterge orice lacrimă din ochi și moartea nu va mai fi. Nu mai va fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și ce-i trecut nu mai merită luat în calcul. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. S-a angajat Dumnezeu și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărat. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, voi dea să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Care a fost tema noastră? Moștenirea Țării Sfinte. Cel ce va birui. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Și de la versetul 22, în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slavă lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor ce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Și în ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Amin. Aici sunt prezentate în același capitol porțile după numele fiilor lui Iacov, temeliile după numele celor 12 apostoli și chiar și numele nostru figurează undeva prin cetate. În vreun loc anume, ai apartamentul sau casa pe strada ta. Asta zic în imaginea noastră pământească ca să înțelegem. Doamne, păstrează-ne moștenirea în ceruri și ajută-ne să ieșim biruitori. Nu știu dacă ați realizat, în 1 Petru scria că două lucruri sunt păzite. E păzită moștenirea și suntem păziți noi. Că dacă nu ne-ar păzi Dumnezeu pe drum, n-am ajunge niciunul. Și încheie Iuda așa frumos epistola: iar aceluia care vă poate păzi de orice cădere și să o facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, lui să fie slava în veci. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.